în această seară la Starea Nației. Dragnea are o față de zici că i s-au înnecat corăbiile. Adevărul e că n-ar fi cine știe ce surpriză să aflăm că are și corăbii. Firea a umplut Bucureștiul de iepuroi, așa cum e PSD-ul plin de euroi. PNL-ul se prezintă în lume cu Cristian Bușoi și Viorel Cataramă. Un spectacol complet. Cu un ochi râdem, cu unul am ajuns să plângem după Alina Gorghiu. Dănuț Șova a intrat în față la permise auto, cam ca Tăricianu. Iar problema nu e că n-a stat la rând. Problema e că Șova n-ar trebui să conducă decât pe drumurile construite de el. Doamnelor și domnilor, începe Starea Nației! Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Din când în când partidele noastre și-aduc aminte: bă, dar noi suntem de dreapta, ia hai să facem noi un program de dreapta. Sau invers: mă, noi suntem de stânga, nu? Să luăm niște măsuri de alea de stânga. Și e jenant, pentru că având cultura politică a celor care fură de pe internet referate, tot ce știu politicienii noștri despre stânga și despre dreapta sunt lucruri înduioșătoare. Spre exemplu: da, da, cotă unică! Vrem cotă unică, nu discutăm, nu negociem! Sau: privatizare, trebuie să privatizăm tot! Te uiți la ei și sunt exact ca niște copii răsfățați și obosiți, care nu și-au făcut somnicul de prânz și încep să se tăvălească pe jos făcându-te de râs. Hai, drăguțule, hai să mergem acasă acum, te culci, ridică-te, că nu-i frumos ce faci? Se uită tot magazinul la noi, mamă. Nu, nu, vreau privatizale, privatizale, si suc, si privatizale, si bată păpăț. De partea cealaltă, ăștia care zic că sunt de stânga o dau cu preocuparea față de binele oamenilor. E, noi avem grijă de bătrâni, de asistați, de familiile tinere, de femeile însărcinate, de... Mă rog, ce înțeleg ei de fapt prin asta? Să mai arunce din când în când câte ceva, o pomană. Luați, mă, săracilor, luați de aici, că doar nu dăm de la noi, tot de la voi este. Dar ne comportăm ca și cum am aduce banii ăștia de la noi de acasă. Și voi trebuie să ne votați și să așteptați pomana, da? Ba să mai spuneți și frumos povestea, vorba aia. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Dar dincolo de toate astea, oamenii politici care conduc partide, care au funcții în partidele noastre, nu sunt nici de stânga, nici de dreapta, nici de nimic. Sunt niște politicieni de profesie, adică niște unii care vor să facă profit din politică. Ei sunt oameni de afaceri, fraților, iar partidele, firmele la care lucrează. Partidele sunt mijloace prin care se pot îmbogăți rapid, ocolind toate regulile pieței. De aceea se înțeleg politicienii atât de bine cu marile corporații, pe care nu le calcă ANAF-ul aproape niciodată. De aceea sunt de acord cu toții când vine vorba despre impozitarea marilor afaceri sau a averilor uriașe. Din cauza asta au aceeași părere legat de impozitarea, în primul rând, a muncii, nu a proprietății. Proprietatea e sfântă pentru toți ăștia. Știți de ce? Pentru că înseamnă ce șutesc ei de la noi și de la stat. Ei și alții fură și după aia nici măcar nu plătesc impozit pentru chestiile pe care au pus mâna. Și eu, ca tânăr cinstit, nu admit ca cineva să fure din avuția națională. Clar! Deci, alo, liberalii, lăsați-ne cu dreapta voastră, nu de alta, dar pe partea dreaptă nu prea aveți loc de PSD. Da, da, cât despre drepturi, i-ați văzut pe toți. Sunt niște conservatori, domne, niște retrograzi. Ăștia ar reinventa și sclavia dacă aceasta n-ar exista deja pentru milioanele de români care muncesc pe nimic. Pe scurt, de o parte sunt partidele care fac profit și de partea ailaltă noi, unii care tot urlă: dar ce-ați zice să avem niște salarii din care să putem trăi? A? E prea șocant ce spunem? Bine, bine, vorbim mai încet, că iar vor apărea la televizor tot felul de lingători de clanțe de ambasade și de securiști deghizați în ziariști care ne vor certa că vrem să destabilizăm România mărind salariile. Bine ați venit la Starea Nației.
Ce au făcut mă ăștia, turnătorii, Pescariu și Florică? N-au dat-o pe goarnă, a? A mai rămas ceva pe fund, băieții? Trebuia să vărsați tot din prima, of, of, of. Pescariu și Florica au fost cei care au turnat primii atunci, da. Ci că au zis sume, oameni, cum s-a făcut învârteala, tot. În dosarul Microsoft s-au dat deja condamnări. Cocoș a luat 2 ani și 4 luni, Pinalti vreo 3 anișori, Nicolae Dumitru, renumitul Niro, a luat și el un an jumate cu suspendare. Eda, procurorii au zis, stai frate, stai puțin, că mai avem material de un dosar. Ne-au mai rămas denunțuri, mă, mai iese de un dosar, mai facem. V-ați imaginat vreodată că veți ajunge din departe pe canal? Vă rog să permiteți accesul? Nu, de vreodată. Da, tati, acum Pescariu și Florică joacă și ei titulari. Hai, băieții, Cocoș a scăpat cu 2 ani jumate și are de dat înapoi 9 milioane de euro. Păi 9 milioane pentru voi, mă, oamenii de afaceri. Da, mă, cred că asta mă scoate din mis cel mai mult. Când aud, omul de afaceri Dinu Pescariu, omul de afaceri Dorin Cocoș. Ce oameni de afaceri, domne, ce oameni de afaceri. Niște combinatori și atât, niște bișnițari la nivel de stat, niște borfași, mă, indivizi care n-au produs în viața lor o pungă de pufuleț, nimic. Dita mai dosarul, mă, cu miniștrii, cu tot ce vreți, sau da, câte 2 ani, câte 3 ani. Uite-l și pe Florică, mă, uite-l și pe ăsta, păi da, și ăsta după moacă îl vezi, iau-te, om de afaceri și el, da, clar, mă. Pardon. Martor sau... A, la mulți ani, nea Florică, da, evident că în sensul ăla, adică la mai mulți ani decât au luat alții. Și la mai mulți bani dați înapoi la buget. E, probabil că iarăși amintesc ăștia de vreo hoție ca să scape. O să vedeți, o să apară brusc un alt dosar, pe altceva, mă, nu știu, o furăciune de-asta din energie, de altundeva, la fel, ceva cu foarte mulți bani. Că Pescariu, mă rog, omul de afaceri, Dinu Pescariu, a fost băgat în toate aceste business-uri. Așa e în afaceri, mă, mai câștigi, mai pierzi, mai faci pușcărie, mai denunți. Halal, bă, halal. Noroc că acum s-a furățat clasa politică și mergem în cu totul altă direcție. A ieșit Cătrănin Nealivache azi de la înalta curte. L-ați văzut? Doamne, nu știu. Fie n-a găsit bilete să zboare de Paște în Brazilia, fie a început să-și facă așa inimă rea. Hai bre, Nealiviule, a venit primăvara, zburdă hormonii noi, ai căzut în depresie tamana cu... Mă uitam la el, mă, până și hamsterul i-a târna așa leșina de buză, n-avea chef de nimic, mă. Nu, mă, nu, nu e ăsta Livache pe care îl știam noi. Livache al nostru mai zâmbea așa, mai ceva între Alain Delon, cum ar zice doamna Olguța, și Florin Salam. Băga el o șopârlă, o chestie. Acum, canci. Zici că-i năstase după faza aia cu glonțul. Se uită în gol așa, săracul. Am vrut, atunci când am început demersul, să am totuși motivarea hotărârii, așa cum mulți oameni din România își doresc asta, pentru că am vrut să merg la CEDO, n-am putut pentru că s-au depășit cele 6 luni de zile. Asta-i brene, Liviule, că mergi și la CEDO. De unde să te duci la CEDO cu mecla asta? Te trimit aia la doctor, nu cumva să ai ceva nasol. Te-or fi de ochiat astea din PSD? A? Caprele astea? Olguța găbită, astea zrele de ochi, Livache. Nu mai zic de doamna Dan. Dânsa pare capabilă să te deoache nasol, de ochi, de la mai matur, așa, bă, care trece greu. Nu-l uiți ușor. Ah, și încă o chestie de azi de la înalta curte. Jurnaliștii, frate. Bă, băiatule, ce întrebări? Cum vedeți ceea ce spune guvernatorul Deltei Dunării apropo de acel episod, că ar fi trebuit eventual să arătați ceea ce ați prins, dar să-i dați drumul? Am arătat captura, i-am dat drumul, n-am pupat-o, dacă domnul guvernator consideră necesar, poate să-mi dea amendă. A, da, mă, cum să nu? A luat Dragnea peștele să-l mănânce, nu mai putea hamsterul de poftă, auzi? L-a înghițit crud acolo, pe mal. A, și-a mai fost tare asta. Cum credeți că vor delibera magistrații cu privire la cererea dumneavoastră la concesia? Să mă antepronunț eu? Acum, sincer. Cum credeți? Adică, ce simțiți? Că adică, o să spună... Dacă aș crede sau dacă aș simți, n-ar fi eu.
Sunt optimist până la moarte, da. Nu, nu se întreabă așa, mă, frate. Mai bine ziceai, și ce simțiți, domnul Dragnea, așa, sufletește, ca om? Simțiți morcovul sau nu? A ajuns cu vârful până în gât, așa? Vă gâdilă la om ușor? Păi dacă tot întreb de astea, mergi, mă, până la capăt cu prostia, nu? Un moment special la PNL București, când a fost ales Bușoi președinte. Da, știu, o să ne distrăm și cu asta nițel mai târziu. Un moment special, așadar, l-a reprezentat prestația lui Viorel Cataramă. Ce? Ce faceți ocheia mare așa la mine? Ha, așa am zis și eu. Viorel Cataramă? De ce? Nu vă permiteați un club ca lumea sau niște lăutari, mai de Doamne ajută? Serios, PNL-ule Cataramă? La cum vede omul ăsta politica, ar trebui să îi se spună nu Cataramă, ci Cataractă. Propunerea noastră este de privatizare integrală a învățământului superior în România. Să nu mai existe niciun fel de învățământ superior subvenționat de stat. De ce trebuie să plătim noi din banii noștri studiile unui viitor medic timp de 6 ani, ca acel medic să plece imediat în străinătate? A? A? Meserie sau ce? Domnul Daia, Nea Petrică de la agricultură, ne cerem iertare, domnule. Credeam că nu e nimeni peste dumneavoastră. O să vă luăm trofeul și o să îl dăm lui Viorel Cataractă ăsta. Deci, domnul Cataractă, matale spui problema cam așa. Dacă absolvenții pleacă din țară să muncească afară, de ce să mai avem învățământ gratuit? Wow, ce gândire de... Nici nu mai spun, că am promis că nu mai vorbesc curând la televizor. Nu te împaci, trebuie să crești, bă, și cu cine vrei, nu vrei pace. Nea Viorele, Nea Viorele, alte chestii ar trebui să-ți treacă prin cap dacă ești politician. Bă, cum să fac să nu mai plece tinerii ăștia? De ce se duc ei din țară? Că n-or fi nebuni toți. Cam la ce nivel ar trebui să ajungă salariile ca să fie în regulă? Dacă nu pot să le dau salarii mai bune, atunci ce alte facilități, ce alte chestii pot să acord ca să-i mai țin aici? Nimică? Nu vrei să gândești sau ce? Nu merge motorașul, Nea Cataractă? Și stați, stați, că Nea Viorel nu s-a epuizat atât de repede, nu. Tot sistemul de sănătate, toate spitalele trebuie privatizate cu excepția situațiilor de urgență care trebuie să rămână la stat. Ce vorbești, mă? Tot Nea Cataractă, să privatizăm tot. Dar știi ce vrei cu spitalele astea? Eu zic să le desființăm, dă-le încolo de spitale, oricum murim, mă. Ce sens are să dăm bani ca să ne facem bine dacă ne îmbolnăvim, ca după aia să îmbătrânim și, pac, să murim? Nu e așa, Nea Cataractă? E o prostie, trebuie desființate spitalele astea. Matale, ai dreptate, eu de mult zic, păi da, cimitirele, da, da, alea au un sens. Dar și pe alea să le facem private. Muncești toată viața, da, tată, îți cumperi un loc frumos. Dacă nu, la groapa comună. Nu, nu, glumesc, fără grop comune, statul nu mai sprijină cu nimic. Gata, bă, cu pomenile în țara asta, da? Să vină Viorel Cataramă să privatizeze tot, tot. Și dacă n-ai bani de groapă, asta e, acasă înghivești, tati, pe balcon. Păi nu, bă, nu ne mai jucăm cu chestii de-astea. Nu mai aruncăm banii statului pe fereastră. Bravo, mă, PNL-ule! Bușoi și Viorel Cataractă, senzație! La primele sondaje vă rog să ne ziceți și nouă cum stați, da? Să râdem împreună! Haideți, haideți, să nu ne mai mințim! Scandalul ăsta dintre Ponta și Dragnea nu se va termina decât urât. N-are sens să ne amăgim. Lasă, bă, că le vine mintea la cap. Nu! Acum bătăușii noștri sunt în faza aia în care joacă roluri de înțelepți. Vai, da, îl voi lăsa să vorbească. Vai, da, eu am treburi mult mai importante de făcut la partid. Cine, eu? Vorbiți cu mine? Dar nu mă cobor eu, mocir la asta, ce să comentez? Apreciem tot ceea ce a făcut ca prim-ministru. Dacă Victor iubește România, dacă Victor iubește partidul care l-a lansat în politică, în marea politică, dacă Victor îi mai iubește pe colegii din PSD, trebuie să pună capăt acestor șiruri de atacuri. Doamna Firea, pune-ți-e furia din București pe Victor, păi da? Da, ăsta-i bâlciul acum, Dragnea face pe înțeleptul. Cum ar veni, colegii din PSD îl vor afară din partid pe Victor, dar el, livache, cu o înțelepciune care l-ar umple de invidie pe șobolanul din Țestoasele Ninja, spune. Până aici, bă, gata.
Nu vreau sânge. Lăsați-l pe Victoraș în pace. Și-și freacă mustățile așa, știți, ca un maestru kung fu. Dacă nu mai zice nimic de mine, nu-i mai răspund. Da, decât o răspun o minciună despre mine, eu o să spun un adevăr despre el. Și credeți-mă că știu atâtea adevăruri că nu terminăm în 5 ani. Ați înțeles ideea. Dragnea și Ponta nu se atacă deloc, dar deloc. Doar că vin niște flegme așa spre ei din senin, nu se știe de unde. Și circul nu se mai termină. Ia să-l vedem pe Victor după ce a zis că e cu minte și el doar reacționează. Iată ce poză postează pe Instagram de data asta domnul Ponta, zâmbind chiar sticla de vin despre care vorbea. Aha, adică mă înțelegi, asta e marca de vin pe care i-o făcea cadou Livache lui Coldea. Hai mă, hai mă băieți, terminați odată, cum zicea bunica, ăștia nu moare acasă, mamă. Tot pe Facebook și-a și dat demisia domnul Victor Ponta, acum probabil că tot pe Facebook vrea să fie și exclus din partid. Păi cum să nu sară și Olguța pentru șeful? S-a băgat și Olguța, normal. Observați că în partidul ăsta cele mai agresive sunt femeile. S-au pus cu poșetele pe Victor. Ce le da să mănânce domnul Dragnea? Cred că Livache vrea să-l umilească pe Ponta. Mă, Victore, mă, uite că te bag cu femeile, mă, nici nu scot bărbații din cazarmă pentru tine. În atenția excelenței sale, domnul președinte al României, Klaus Werner Iohannis. Ambasada Italiei la București vinde un parc în capitală, precum și alte 6 imobile în diferite localități din țară. Tati, te-am făcut atent? Pentru parcul Nicolae Iorga, cu o suprafață de 3087 de metri pătrați, situat în zona centrală a capitalei, pe calea Victoriei, ambasada cere numai puțin de 5,52 milioane euro preț de pornire. Ce vorbești? Un mizilic! Haideți, domnul Klaus, vorbiți cu doamna Carmen, poate mai găsiți ceva mărunțiși prin casă de la meditațiile alea. Da, și vă refaceți portofoliul imobiliar afectat de statul ăsta polițienesc și de binom. În definitiv, dacă casele unor etnici italieni care au emigrat și le dau pe nimic, nu-i păcat de ele să se degradeze în buricul Bucureștiului. Băgați niște bănci prin ele, încasați niște chirii, haideți, n-o să vă învăț eu acum cum se face, nu? Mă rog, parcul ar merge și pentru fostul președinte. Din de Traian Băsescu, pensionarul ăla care înjură acum cetățeni la televizor seară de seară, ci că e bine să aibă omul un loc unde să pună capul pe o bancă atunci când e puțin obosit. Sărbători cu mine! Încă o informație importantă, deschiderea ofertelor va avea loc pe 23 mai, anul curent. Eu zic să vorbiți cu prima doamnă, șeful, e păcat să ratați o așa ofertă. Nu de alta, dar dacă află prea fericitul, le ia și pe astea și ne mai trezim cu o catedrală a mântuirii sectorului 1, o catedrală a mântuirii sectorului 2 și așa mai departe. Uitați, are pregătit și planul de amplasament. 60.000 de euro, 3 hectare, 4-5 case... Să nu uit. Cineva de la PSD întreabă dacă nu cumva ambasada Italiei deține imobile de vânzare și prin Brazilia. Dacă s-ar putea să fie ceva cu niște cocotieri, cu terenul de tenis și că rezolvă un domn cu mustață. M-am uitat cu atenție unui inginer, nu a unui jurist. Uite cine a apărut pe la noi după o lungă absență. Dănuț Șova. Dar n-a stat mult. Nu, doar a trecut așa, domne, în viteză pe lângă coada de la permise auto. S-a băgat și el în față, cam Catăricianu. Mă rog, pe mine nu faptul că Dan Șova a fentat coada m-a mirat. Asta nu mai e o surpriză. Mult mai interesant mi se pare amănuntul că Dan Șova are permis de conducere. Bă, asta chiar e o... Dan Șova a fost fotografiat în sediul Direcției de Înmatriculări din București de Cornel Zaina, deputat USR. Acesta spune că l-a văzut pe fostul ministru al transporturilor când a trecut pe lângă coada de la ghișee și a intrat în cabina unde se fac fotografiile pentru permis. Am observat cum vine un angajat și ia pe cineva de cu o persoană de mână așa și a împins-o în cabină. Știi? A realizat că e vorba de Dan Șova.
Ce tare! Pe Șova l-a dat în gât tocmai un deputat, unul de la USR. Ăsta chiar e ghinion, că dacă era altul, saluta pe Șova și ruga să-i aranjeze și lui cu băieții, na. Sau cum ar fi fost să se intersecteze Șova cu Tăricianu. Mamă, cred că ieșea un scandal. Se certau pe acolo, prin sediu, care să fie primul la fentat rândul. Se făcea o coadă specială pentru ei, mă, pentru ăștia care nu suportă să stea la rând. La plecare, Zainea l-a fotografiat. Dan Șova apare cu ochelari de soare, deși este în interiorul clădirii. Mai sfidător mi se pare faptul că era o coadă foarte mică de persoane, adică domnul Șova nu putea aștepta nici măcar 5 minute la coadă. E, uite că nu se putea. Nu te pui cu Șova, mă. Poate se grăbea omul, avea treabă. Poate avea curs la facultate. Știți că inculpatul Dan Șova este conferențiar la facultatea de drept. Da, mă. Sau poate i-a fost frică de cetățeni, mai știi. S-a temut că îl întreabă lumea ce mai fac marile proiecte pe care le-a început el când a fost ministru. De se termine Comanii Brașov până în 2016. O începem și o terminăm. Când? Chit că mă mut pe ea. Mă mut cu cortul pe, pe autostradă, pe Comanii și tot o termin. E bine, Dănuț, stai jos nota 2. Cam asta e, un băiat de băiat care nu poate să stea 10 minute la coadă. Cum a fost mafiotul ăla de la aeroport, care n-a suportat un sfert de oră printre oameni și a trecut în viteză. Nimic nou, nimic important. Ci că s-a deschis anchetă la serviciul de permise auto. Se verifică cine l-a ajutat pe Șova să intre peste rând ca să-și schimbe carnetul. Apropo, oare Dănuț are carnet pentru mașini? Sau doar de căruțaș? Știți că el are așa o pasiune pentru căruțe. În prima zi când am venit de la București am căzut din căruță. A, dar uite că a ieșit domnul Șova și a explicat ce s-a întâmplat acolo, la serviciul de permise auto. Dar nu s-a întâmplat nimic, evident. Parcă sunteți și voi nebuni. În ziua în care am fost acolo, am intrat pe ușa principală și m-am dus la un ghișeu la care nu se afla nici măcar o persoană. Un ghișeu gol. Cel care a scris ce a scris, nu știu cine a scris, solicitați o poză cu o persoană la coadă în fața care m-am băgat. Vă mulțumesc! Ați văzut, nici vorbă de sfidare, de aranjamente, de pile, Doamne ferește! A găsit omul pe jos un ghișeu gol și asta a fost. Dănuț să fii, noroc să ai, știți vorba. Conducerea serviciului trebuie să înceteze urgent ancheta asupra celor doi funcționari bănuiți că l-au băgat pe Șova în față. O anchetă abuzivă, desigur. Și să-ți fie rușine, domnul deputat de la USR, să vii cu poza comandată de Șova, altfel ai pus-o, bă, te convoacă domnul Tăricianu în fața Parlamentului să te certe. Parcă văd că data viitoare o să stai la coadă în locul lor ca să le faci acte noi, că Șova, la cum îl știm, sigur și-a pierdut permisul între timp. În partea a doua, la Starea Nației. Anul ăsta avem 1 miliard de euro pentru șosele. Și ia spuneți, domnul guvern, le facem noi? Nu mai bine cumpărăm câteva la mâna a doua din Germania? Analiștii de la Vax Populi ne explică azi de ce n-avem atacuri teroriste în România. Dita mai țara, am ajuns să mergem în străinătate ca să vedem și noi niște atentate. Să știți că România e mai mult mai credincioasă ca alte țări. E mai credincioasă. Și Dumnezeu, credeți că ne protejează de atentate? Nu știu dacă pot să spun, dar vedeți că se duce tot și se prostituează în străinătate. Jimba Itai. Împreună vedem și respirăm. Împreună simțim. Accelerăm. Zâmbim. Șofer și mașină într-o armonie perfectă. Jimba Itai. Drive together. Vrei abur cu adevărat puternic? Nu toate stațiile de călcat sunt la fel. Pentru rezultate rapide și perfecte, alege stațiile de călcat Tefal. Datorită boilerului de înaltă presiune, aburul pătrunde adânc în țesătură. Ce te-ai face fără el? Lumea spune du-te la doctorul X că el te face bine. Dar ce e doctorul X de unul singur? La Ponderas X e echipa unită. Sunt medicii din centrul de training și toți cei din spitalul unde vii cu încredere. Singurul spital românesc cu 3 centre de excelență recunoscute internațional. Regina Maria Ponderas Academic Hospital. Biotin Collagen, o formulă specializată de colagen lichid cu acid hialuronic și vitamine pentru ca toate atributele frumuseții mele să fie în cea mai bună formă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
început să dăruiești fericire celor dragi, ai știut întotdeauna pe ce te bazezi. Și astăzi te lași tot în grija Hulala. Datorită celor mai bune ingrediente, se pregătește rapid, are un gust inconfundabil și ți asigură mereu rezultatul care contează cel mai mult. Fericirea celor dragi. Cu Hulala gusti diferența. Hulala, un gest de iubire, acum și întotdeauna. Silence Force Multicyclonic de la Rowenta. Singurul aspirator care combină performanța extremă cu o silențiozitate fără precedent. Rowenta. Enjoy technology. Bicarbocal calmează rapid arsurile și durerile de stomac cauzate de hiperaciditate, neutralizând acidul gastric în exces. Bicarbocal gustă fiecare clipă fără arsuri gastrice. Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este o activitate atât de simplă și de plăcută, încât nici nu-ți dai seama când ai și terminat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor! Motocoasele Stihl. Nici o grădină nu e prea mare. Între 5 aprilie și 30 iunie la distribuitorii autorizați Stihl ai modelul FS55 de la 899 de lei. Detalii pe stihl.ro. Nu toți suntem la fel. Unii dintre noi sunt mai curajoși, alții mai puțin. Dar toți merităm aceea siguranță în trafic. Toyota Safety Sense comută automat faza lungă și are grijă de fiecare dintre noi. Cel puțin până la destinație. Toyota Corolla, mașina numărul 1 în lume, cu 6 ani garanție. Nu mai dormi bine, prea mult stres, destul. Sedativ PC acționează asupra tulburărilor de somn și stărilor anxioase. Sedativ PC, medicament homeopatic, fără dependență, fără somnolență. Warum? Versace Eros, the new fragrance for men. Construiești sau renovezi? Folosește ciment CEMROM și liant multicem. Sacii CEMROM norocoși îți aduc un premiu Bosch. Meseriașii buni lucrează curat. Alege CEMROM. De sărbători ești cel mai fericit când dăruiești. Când iepurașul vine cu cadoul potrivit pentru toți cei dragi și chiar și pentru tine. Vino la Marionno și dă culoare sărbătorilor cu cele mai frumoase cadouri. La prețuri speciale, începând de la 79 de lei. Marionno. Beauty is mine. Alo, Provident? Ei acum, plătești mai târziu. Bucură-te de Paști cu un credit între 1500 și 4500 de lei, iar în primele 6 săptămâni nu plătești nimic. Sună la 021-275-7575 sau trimite SMS la 1805 și te sunăm noi. Frumusețea ai învățat-o de la mama. Tu o duci cu încredere mai departe. Farmec. Frumusețea și încrederea se cultivă în familie. Corina va testa efectul OptiBlue. Ai urmărit efectul OptiBlue? Încearcă-l și tu. Funcționează la oricine. Milka. Plină cu tot ce-ți place. Acum cu arahide și caramel. Noua generație de aspiratoare Careher pentru geamuri. Curăță ușor, fără urme și de 3 ori mai repede. Fii pregătit pentru orice. Careher makes a difference. Suzuki Vitara. Libertate și confort oriunde, oricând, cu o personalitate ușor de recunoscut și cu un stil unic. Vitara este atât de confortabilă încât ai putea să o conduci la nesfârșit, indiferent de drum. Activează-ți curiozitatea și explorează viața cu Suzuki Vitara. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Yeah! A
a câștigat Bușoiul. Da, mă, Bușoiul, chestia aia inexpresivă care și-a făcut campanie electorală cu imagini din colectiv. Bușoi a ieșit șef la PNL București. Păi e jenant să-l pui pe Bușoi acolo unde PNL-ul a suferit una dintre cele mai umilitoare înfrângeri din istorie. Deci Bușoiul trebuie să reconstruiască PNL București. Wow! E clar, da? E clar în sensul că s-a dus naibii tot. De fapt, este mai penibil de atât. Știu, credeți că nu se poate așa ceva? Ba, se poate, se poate! Bușoiul n-a avut contracandidat. Ce, mă, nu te pui cu Bușoiu, bă? Devine o bestie dacă simte că e atacat. În partid i se mai zice și bișonul turbat. Rupe tot! Cum, frate, să te numești PNL și să nu-l găsești pe unul în partid care să fie contracandidatul lui Bușoi? Cum? În mod clar, președintele Klaus Iohannis reprezintă un partener foarte important pentru Partidul Național Liberal și pentru că în 2019 avem alegeri prezidențiale și speranța noastră este că domnia sa va candida în numele Partidului Național Liberal. E un obiectiv foarte important să ne coordonăm. A, gata, mă, hai că-i bine. Bușoiul are niște planuri mari pentru PNL. Să iasă Iohannis președinte și în 2019. Domnii liberali, eu zic că mai bine susțineți PSD-ul. Da, decât să-l sprijiniți pe Klaus Iohannis. Voi nu vedeți că Iohannis se simte foarte bine atât timp cât voi, peneliștii, nu existați? Și e logic, mă, e simplu. El trebuie să fie singura opoziție la PSD. N-are nevoie de voi să-i faceți umbră. Vă face el vouă stând cu bocancul pe grumazul vostru. De fapt, de-aia și fost pus Bușoi șef la București. Haideți să fim serioși. N-au fost alegeri adevărate astea. A fost vorba de un ordin de la Cotroceni. Să fie Bușoi șef. E, sigur, nu e așa. Bat eu câmpii. Vremea marilor figuri providențiale a trecut. În PNL trebuie muncă pe stradă, cu activiștii și o bună comunicare în presă. Am 39 de ani și nu am reușit încă să văd, după Revoluție, un spital nou construit în România. Mamă, acum să te ții, a luat-o Bușoi pe partea asta cu spitalele. Vai de mine, ce prosteală ieftină. Nu mai merge cu astea, nenea, s-au fumat, nu vă mai crede nimeni. Ați fost la putere atâta timp, nea Bușoi. Voi, liberalii, da, și nu s-au mai construit spitale. Ce să mai zic, pentru noi e bine să știți, mulțumim, avem marfă la emisiune. Pe bune, îl scos pe Bușoi în față și vrei să nu te ia lumea în balon? Domnii liberali, nu vă supărați. Președinte la PNL, pe tot partidul zic. Pe cine o să puneți? Pe Țociu, pe Palade, pe cine? Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiției. Ei, ce faceți? Ia uite mă, nici n-am apucat să-i spun numele lui Iordache și jumătate dintre voi v-ați verificat de portofele. Incredibil, domne, ce oameni. Deputatul PSD Florin Iordache revine în atenția publică după ce a depus o serie de amendamente la un proiect de modificare a legii finanțării partidelor politice. Practic, banii folosiți ilegal de partide în alegeri sau la referendum să nu mai poată fi confiscați. Domn Iordache n-are stare, nene, trebuie să bage el amendamente, să dea ordonanțe, să facă el ceva pe invers. E mai vioi decât iepurașul ăla din reclamele pentru baterii. Deci numai când o auzi pe asta cum sună, îți vine să ieși în Piața Victoriei. Banii folosiți ilegal de partide să nu mai poată fi confiscați. Hai, domne, ce dacă sunt fonduri ilegale? Lăsă, n-are nimic, hai să facem noi o scamatorie și să le albim. Din ilegale devin legale, mare brânză. Pe bune, dar ce altă treabă avem noi aici? Pentru ce ne-a trimis lumea în Parlament? Nu ca să sprijinim fraudele și abuzurile și ilegalitățile, hă? Altă întrebare. Doamne, ce preocupări are și Iordache ăsta. Cred că stă toată ziua pe monitorul oficial, caută unde scrie ilegal și vine cu un amendament să schimbe în legal. Să ajute și el niște hoți. Ori o fi directivă de la partid, bai știi? Băieți, aveți vreo idee de aia nasoală? O trimiteți la Iordache și o dă el. Cum își fac unii firme fantomă pe numele unor amărâți fără casă, uneori și fără discernământ, cam așa s-ar putea să fie și cu Iordache. Toți își trec amendamentele pe numele lui. Noul Parlament își începe mandatul cu o avalanșă de inițiative legislative menite să dezincrimineze fapte penale din cele mai variate domenii. De la codul penal, la legea societăților comerciale, de la finanțarea partidelor la integritatea funcției publice.
E, aici v-am trimis puțin pe fentă. Surprinzător, dar nu le-a făcut Iordache pe toate. Nu-s chiar toate ale lui. Dar anticipez că într-o zi Iordache o să ajungă substantiv comun. Toate demersurile astea de tip Marțea Neagră sau Ordonanța 13 o să se cheme Iordache. Elefanții din sală se vor chema Iordache. O să sune Dragnea sau Grindeanu la partid și o să comande o cafea și un Iordache. O să vedeți. Ce-au făcut? N-au trimis-o? Păi nu ziceau, mă, că gata, au făcut și reglajele fine la Sinai acolo și astăzi o trimit în Parlament, dă legea salarizării, zic. Asta înseamnă că mai urmează o săptămână în care Olguța și Livache ne vor explica seară de seară la tablă cum cresc salariile? Doamna Olguța, doamnă, vă rog să-i faceți ceva legii și să o dați de acolo, de la minister? Duceți-o, doamnă, nu știu, lăsați-o pe câmp până necați-o în Dâmbovița, orice, că eu nu mai suport. Domnul Hosu reprezintă și federații sindicale care sunt în mediul privat. Și bănuiesc că acolo este o problemă. Păi nu, e clar, domne, nu vedeți cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Hosu, a? Nici nu-i nume românesc, doamna Olguța, e clar. Păi ce nume e ăsta, doamnă, Hosu? Dumneavoastră nu vedeți că are doi de S? Ca Soros, mă rog, Soros, dar se poate citi și Soros, Soros, doi de să... E mâna străinilor, doamnă, vă spun, ce să o mai lungim? Vor să ne ia ăștia și ultimii bănișori și ultima părticică de țară. Pleacă, bă, Hosule, bă, du-te, bă, la străinii tăi, n-auzi? Sunt la fel de convinsă că o vor aprecia și cei cu salarii mari, care vor vedea ce creștere au și ei. Mai puțin bugetarii de lux. Puțini. Dacă vor comenta, poate că toată lumea va fi interesată să afle ce salarii au în plată. Dar știu că nu o vor face. Vai, dar eu sunt convins, doamnă, eu n-am niciun dubiu că vreți binele celor mulți și că vă luptați cu nenorociții ăia puțini și privilegiați. Eu mi-am dat seama din prima că dumneavoastră sunteți cu poporul, dar cum vă spuneam, până nu vedem și noi legea aia la față, vorbim la fel cum scrieți dumneavoastră la flipchart. Cifre, vorbe, ce, ne doare mâna, ne doare gura. Oricum să știți că noi aici la Starea Nației am făcut un ultim efort cu legea asta și am invitat pe cineva de la minister în studio. Da, o ultimă încercare. Iar acum îl avem alături de noi pe domnul Mărior Amărioarei, secretar de stat în Ministerul Muncii, Departamentul Măriri și Creșteri. Domnule Mărior Amărioarei, vă mulțumim pentru prezența în platou. Spuneți-ne că nu mai suportăm. S-a stabilit cum se face cu salariile astea, domne? Ați fost la Sinaia, toți pesediști, e clar acum. Deci cum măriți, ce măriți, că ne omoară suspansul ăsta. Ia uite, alo. S-a țăcănit săracul, mă, toată ziua, numai măriri, numai majorări. Domnul Asândiloai, ăsta, domnul Amărioare, ce faceți, domne? Aerul tare de la munte v-a zăpăcit? Alo? Ah, nu, v-am auzit, e tot ok, îmi fac încălzirea, deci... Ce încălzire, domne, băi, e fric sau ce? Nu, încălzirea, cu toate cifrele astea, cu sublinieri, cu ce avem noi nevoie aici. Odată lui tasem pe 5. Domnule, nu venea în cap 5, domnule, știți? Pe celelalte le turuiam, le știam, dar uitasem de 5. Altă dată m-am apucat să scriu la tablă neîncălzit și imediat mi-a cedat inghinalul, deci... Închidere, am stat pe bară două săptămâni. Stai, domne, stați puțin că nu suntem la fotbal aici, deci nu înțeleg, inghinalul e la picior, na, ce legătură are cu scrisul la tablă? Păi are, domne, are, vezi că nu te pricep. Păi dumneata nu pui suflet în ceea ce faci? Păi stai acolo doar ca mămâia și citești pe promptă? Orice fraier poate să facă, domne, treaba asta. Domnule, eu când scriu la flipchart, deci, nu știu, scriu din tot sufletul meu, adică eu trăiesc ce scriu, mă consum, pun în funcțiune toți mușchii, toți astea, deci... Ok, am înțeles, așa o fi, dacă ziceți dumneavoastră. Bun, să revenim. Vă întrebasem, s-a rezolvat cu măririle de salarii odată pentru totdeauna? Da, deci e clar totul, e clar. Totul. Bun, ne explicați? Bineînțeles, domnule, mărirea salariilor va avea loc în funcție de următorul aspect. Deci... O învățătoare în 2017, da, va avea, deci 2017, așa, va avea leafa de 1500 lei. Ok. Corect? E. În 2020, așa, 2020, da, va avea leafa de 1500 lei. S-a observat? Deci e dublu, da?
E cel puțin dublu, da? Vreți să triplez? Nu, nu, nu. Domnule, vreți să triplez? Nu, lăsați, e ok așa. Nu, ne-am lămurit și cum e cu creșterile. Domnule, eu le triplez. Deci, observați, în 2017, 1500. Da. În 2020, 1500. Eu pot să le și triplez, să zic, 1500. Că nu mă doare în pix. Deci, ați înțeles? Da, da. De Ce? Ce ați pățit? Gamba. Am făcut ruptură de gambă. Schimbare, vă rog, schimbare. Domnul, alo? Da, domnul. Hai, las-o, dracu. Cam asta a fost de la Ministerul Muncii, doamnelor și domnilor. Să sperăm că totul e ok și că doamna ministru Olguța Vasilescu, pe care o așteptăm aici la emisiune zilele astea, nu și-a scrântit creierul cu măririle. Doamna Firea, sărut mâna, ați terminat-o cu balena albastră și ați luat-o cu iepurii, doamnă? Ați umplut capitala de iepuri și de ouă. Ce de ouă, doamna Firea? Oprescu n-a avut atâtea ouă, dacă îmi permiteți. E un compliment, să știți, da? Haideți, pe bune acum, ne speriem de niște iepuri și de niște ouă. Atât vă amintesc, atât. Cântă, spunem că e la biserică, îi spunem, a început vecernia și utrenia în casa noastră, dimineața și seara cântă David. Nu, fără sonor, n-avem nevoie de sonor. Arhitectura locului mă interesează, domne, decorațiunile interioare, sufletul acestei case, deci fără sunet, da? Ia! Ați prins ideea, moartea ochiului, da, tată, moartea ochiului, te arde pe pupilă, mă, te zgârie cu ciobul pe cristalin, nu poți așa, tată, cu roșul ăla turbat, cu șemineul ăla chicios, cu fotoliile alea, nu mă, n-ai cum să locuiești acolo. În condițiile astea, scuze, dar Bucureștiul arată parfum cu niște iepuri și ouă, putea să pună găbița și, nu știu, niște căruțe de-astea imense, cu drob, mielul, cât calul, ouă. Oh, multe, tată! Cum e românul, frate, să fie mare! Ăla Oprescu era cu recordurile. Cel mai lung cârnat, cea mai babană plăcintă, cea mai mare șpagă, mă rog. La fel, tată, să fie mare, imens, de neam prost. Apropo de neam, iar mi-a venit în cap Catedrala Neamului. La fel, mare, bă, să intre trei popoare în ea. Eda, primăria capitalei, a văzut că e lumea nemulțumită și a zis ceva de genul, bă, țăranilor, bă, v-am făcut lux, bă, și voi habar n-aveți. Primăria capitalei precizează că în organizarea acestui eveniment sunt angrenați sute de oameni cu experiență, iar decorul din Piața Constituției, care a făcut obiectul unor comentarii răutecioase, este realizat de Dragoș Buhagiar, un scenograf de renume internațional. Nu, doamna Firea, lăsați-i, doamnă, nu puneți la suflet, că ăștia-s varză, ce vă, n-au pic de gust n-au. Ăștia când au de Paște se gândesc numai la indigestie, da, mănâncă jumătate de miel, beau o cadă de vin și hai, tată, la spital, la urgențe. Dumneavoastră, doamnă fină, acolo la voluntari, țineți post cu domnul Pandele, amândoi același post, nu? De primar, e altceva. Pe lângă elementele de noutate, atmosfera este întreținută de artiști animatori, costumați în iepuri, personaje extrem de îndrăgite în edițiile anterioare ale acestui eveniment. Da, de mare succes iepurii ăștia, foarte apreciați. E, dacă nu prindeau la edițiile anterioare, îi schimbați, nu? Puneați acolo, nu știu, canguri sau râme. A? Da, că tot avem noi mulți pescari în țară, doamnă. Râmele sunt foarte bine văzute în România. Târătoare, doamna Firea, e plin în politică. Incredibil! Incident aviatic la penitenciarul din Ploiești. Gardienii au doborât o dronă care transporta un telefon mobil la geamul unui deținut. Sigur, asta nu e tocmai ceva nou. Surpriza este instrumentul folosit pentru deturnarea aparatului de zbor. Ta-dam! Muzică din filme. Au doborât-o cu o mătură. Da, cu o mătură.
Dar sper că v-ați prins că n-a fost o mătură oarecare. Nu, nu, nu. A fost o mătură cu motor acționată prin satelit. Da, vorbim despre un experiment românesc 100%. Nu ne mai putem baza, fraților, doar pe scutul de la Deveselu. Vedeți ce amenințări sunt în lumea asta. Așa că am decis să dezvoltăm o divizie specială de mături supersonice fără pilot. Ei, iată, un prototip se află în mâinile gardienilor din închisori. Iar după ce au doborât drona, oamenii au adunat-o de pe jos cu un făraș digital. Păcat că nu există imagini cu toată întâmplarea. Păi dacă erau pe fază de ținuții, mamă, ar fi putut și ei să filmeze scena cu telefoanele lor mobile și să pună înregistrările pe net. Așa vom rămâne doar cu povestea transmisă pe cale orală. Speriați de zgomotul ciudat care se auzea în curte, câinii din incinta penitenciarului Ploiești au început să latre. Când au ieșit și au văzut despre ce e vorba, angajații au luat o mătură și au început să lovească. Aha! Deci asta a fost cheia! Câinii! S-au alarmat câinii pușcăriei! Uite, domne, o provocare pentru operatorii acestor drone. Pe lângă obiectele destinate deținuților, ar trebui să livreze și niște crânțănele pentru câinii de pază. Sau, știu eu, o cățelușă de-aia gonflabilă care să-i țină ocupați. Metoda introducerii de obiecte interzise în închisori cu ajutorul dronelor a apărut pe curând și în România. Cazuri similare au fost recent semnalate și la Botoșani sau Galați. Complicii deținuților foloseau dronele pentru a le trimite acestora telefoane, cartele și chiar stupefiante. Ce să faci, domne, e un fel de industrie și asta. Serviciul de livrare la domiciliul temporar al deținuților. Pizza, salate, bani, telefoane stupefiante. Într-o zi o să le trimită și femei cu drona. Știm noi un tip care ar finanța un astfel de serviciu. Da, unul Cristi Borcea, poate ați auzit de el. Să trecem acum la lucruri serioase. Cineva a scos la vânzare un sâmbure de caisă cu chipul lui Arsenie Boca. Ceva deosebit. Am înțeles că dacă pui acest sâmbure în pământ, scoate un copac plin de caise minune. Iar în câțiva ani, cu post, rugăciune și soluții împotriva dăunătorilor, poți să ai o pădure întreagă cu astfel de caise cu chipul lui Arsenie Boca. Site-urile de anunțuri sunt pline cu obiecte care au de-a face cu Sfântul Ardealului. Însă între icoane, cruciulițe și fotografii a apărut un sâmbure. Nu de adevăr, ci de caisă pe care apare chipul lui Arsenie Boca, spune vânzătorul. Un obiect rar cu un preț pe măsură, 2000 de euro. E, și voi acum, nu mă întrebați de unde avea el un sâmbure de caisă acum, în aprilie. Poate l-a ținut de astă vară ca să-i crească barba ca lumea. Barba și valoarea, bă, sau l-a pescuit dintr-un borcat de compot, cine știe. Sau o fi din import, ceea ce ar face minunea, și mai minune, Arsenie Boca de import. Mamă, cum sună, made in China, hă? Înșelătorie sau nu, anunțul a dispărut între timp de pe site, semn că sâmburele cu fața lui Arsenie Boca și-a găsit cumpărător. Însă oferta e mult mai mare. Un alt utilizator a scos la vânzare o piatră pe care apare chipul părintelui, iar un altul vinde pentru 200 de lei stilouri sfințite la mormântul duhovnicului. Caise, pietre, stilouri, incredibil. Și știți cum e? Dacă n-ar fi cerere, probabil n-ar exista nici atâtea oferte. Cumpără lumea, zici că-i tiki-taka, vorba lui Nensu Gigi. Cred că 1% din PIB-ul României îi se datorează lui Arsenie Boca, săracu. Poate că ar trebui, bă, să-l punem ministru sau guvernator la BNR. Nea Manole, ce zici? Apropo, oare biserica ce spune? Sunt chestiuni care nu au de-a face cu învățătura părintelui Arsenie și nici cu viața duhovnicească. Sunt chestiuni care, din punctul meu de vedere, frizează puțin înșelătoria. A, nu, nu, nu! Nu purtătorul de cuvânt de la Hunedoara sau de unde era domnul. Vorbesc de o reacție de la București, de la președintele Consiliului de Administrație al BOR. Domnul Daniel, CEO! El ce poziție are? Sper că a comandat deja niște sâmburi de caisă cu chipul lui. Pe la vreo fermă de-asta din Austria, domne, normal, undeva pe lângă turnătoria de clopote. La vreo 100.000 de euro bucata, bă, nu așa știpturi de-astea la 2000 de coco. Hai că râdem, glumim pe aici, dar situația mondială este foarte nasoală, fraților. Gata, toată lumea pare pregătită pentru război. Adevărul e că suntem și foarte cretini așa, noi oamenii, ca specie. Dar să știți că la noi aici, în Dacia, unde există și panoul de control al lumii, munții Bucești pe dreapta, hai mă, ce naiba, știe toată lumea unde e, la noi așadar e foarte bine.
chiar. Noi de ce n-avem atentate teroriste? Suntem noi chiar atât de special pe cât ne credem? Sau din contră, nu există atacuri teroriste pentru că nu suntem deloc deosebiți? Mă rog, văd acolo în spate câțiva jurnaliști strigând, pentru că își fac datoria serviciile, de-aia nu avem atacuri teroriste. Cuminți, băieți, cuminți, că vi se văd tresele! Vax populi! De ce credeți că în România n-au fost până acum atentate teroriste? De ce? Cred că nu suntem încă o țintă prea importantă pentru teroriști. Suntem un stat mai puțin viza de ei. Să știți că România e mai mult mai credincioasă ca alte țări. E mai credincioasă. Și Dumnezeu credeți că ne protejează de atentate? Nu știu dacă pot să spun, dar vedeți că se duce toți și se prostituează în străinătate. Și România nu face așa ceva. Nu știu să vă răspund, chiar nu m-am gândit. Credeți că, nu știu, că o să se întâmple vreodată să avem și noi parte de asta? Cred că da. Credeți că o să vină și la noi teroriștii? Da. Vă e frică sau nu, încă nu? Dumnezeu știe ce se întâmplă. Poate că suntem mai retrași în privința cu asta, cu cei de afară. Se spune că noi suntem grădina Maicii Domnului. Ar putea să fie și lucrul acesta, dar... Așa să gândim pragmatic, cred că totuși pe ei interesează imaginea. Și un stat mai important în Europa are impact mai mare decât România deocamdată. De ce credeți că omoară lumea teroriștii? Pentru că Allahul lor le-a spus ca să omoare lumea, pentru că vor ajunge în cer de esențială, ei vor ajunge în iad. Poate e România mai bună, eu știu. Oamenii spuneți? Da. Mai credincioși? Da. Și credeți că din cauza asta nu au fost? Au datorită? Credința și în Dumnezeu. Are legătură? Credeți că ne protejează Dumnezeu mai mult ca pe alții? Eu așa cred. Dacă n-ar fi Dumnezeu, cine ne-ar proteja? Drept să vă spun, nu știu. E lumea mai bună pe aici, cine știe. Credeți și lucrul ăsta? Da. Suntem mai, nu știu, mai credincioși? Asta m-au zis cel mai... Posibil, da. Și oarecum Dumnezeu ne protejează? Posibil. Cât la sută ar conta faptul că suntem mai credincioși ca alții? Sau 100%? Poate că este 100%. 100%. Deci, nu știu, să spunem așa, Dumnezeu are oarecum grijă de noi? Da. Asta a fost, dragii mei, ne vedem și mâine de la ora 22:30, tot aici la Digi24. Suntem pe Facebook, la pagina Starea Nației, puteți să ne lăsați acolo sugestii pentru emisiune, ne găsiți și pe www.stareanației.ro. Canalul nostru de YouTube este Starea Nației Oficial. Noapte bună! Cu adevărat puternic, nu toate stațiile de călcat sunt la fel. Pentru rezultate rapide și perfecte, alege stațiile de călcat Tefal. Datorită boilerului de înaltă presiune, aburul pătrunde adânc în țesătură. Ce te-ai face fără el? Tu ești lumina noastră în fiecare zi. Tu ești încrederea ce învinge orice ar fi. Tu ești o dulce armonie în viața mea. Mersi, fiindcă ești tu. Mersi, fiindcă ești tu. Suzuki Vitara. Libertate și confort oriunde, oricând, cu o personalitate ușor de recunoscut și cu un stil unic. Vitara este atât de confortabilă încât ai putea să o conduci la nesfârșit, indiferent de drum. Activează-ți curiozitatea și explorează viața cu Suzuki Vitara.
El e Dan Stroie și joacă dintotdeauna pentru echipa națională de fotbal. Dan și toți suporterii echipei naționale merită să se bucure mai mult de fotbal, indiferent de rezultatul de pe teren. Fortuna, mai multe victorii pentru suporteri. Șampon negru? Da! Alpecin Tuning. Energie și culoare la fiecare spălare. Pigmenții de culoare mențin nuanța închisă a părului. Cafeina protejează rădăcinile împotriva căderii ereditare a părului. Energie și culoare cu șamponul Alpecin Tuning. Ciprian va testa efectul OptiBlue. Ai urmărit efectul OptiBlue? Încearcă-l și tu. Funcționează la oricine. Gelurile de duș Palmolive Naturals, cu lapte hidratant și parfumuri delicate, ajută la hrănirea pielii tale. Momentul tău de răsfăț de la Palmolive Naturals. Acum și cu uleiuri prețioase. Noul gel de duș cu ulei de camelie de la Palmolive. Hei! Îl auzim atât de des. Hei! Hei! Dar știi care e cel mai proaspăt hei? Hei! Pe aproape! E salata pregătită pe loc din ingrediente proaspete selecționate special pentru tine. Dar cel mai revitalizant hei? Hei! Nu chiar! E espresso-ul cu gust bogat înviitor. Sau cel mai delicios hei? Hei! Pe acolo! E desertul bun și înainte și după masă. Vino la Rompetrol și descoperă cel mai hei! Renault Kadjar, disponibil acum prin finanțare cu avans 25% și rată lunară de la 850 de lei. Stop watching, start living. Eu sunt o bacterie bună din microflora ta intestinală. Noi te ajutăm să ai o digestie echilibrată. Alege un simbiotic modern, eficient cu o singură administrare pe zi. Linex Forte. Vino la 888 Sport să pariezi pe sporturile tale favorite. www.888sport.ro. Cât pariezi? Crampe musculare, nervozitate, cauza lor poate fi deficitul de magneziu. Pentru refacerea nivelului de magneziu, ia Magne B6. Magne B6, echilibrul tău zilnic. Fii unul cu inovația și primește victoria. Anvelopele Hankook și Real Madrid. Împreună suntem unul. Fii unul de-al nostru. Anvelopele Hankook, partener global al Real Madrid. 20 de micrograme la selen, 8,5 mg la zinc, 155 mg la magneziu, 400 mg la calciu odată, de două ori administrat. Ritmul alert de zi cu zi poate deveni foarte solicitant. Doppel Hertz activ, calciu, magneziu, zinc, seleniu are compoziția optimă care mă ajută să mențin stilul de viață activ. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. $1,000,000 la întoarcerea unei cărți, prin apăsarea unui buton. PokerStars creează 10 milionari în 10 săptămâni. Garantat, vei fi unul dintre ei. PokerStars makes millionaires. Joacă gratis pentru $1,000,000 la PokerStars.ro. Silence Force Multicyclonic de la Rowenta. Singurul aspirator care combină performanța extremă cu o silențiozitate fără precedent. Rowenta. Enjoy Technology. Jimba Itai. Împreună vedem și respirăm. Împreună simțim. Accelerăm. Zâmbim. Șofer și mașină într-o armonie perfectă. Jimba Itai. Drive together. Începe ziua cu informații proaspete alături de Anca Dumitrescu și Cătălin Petre. Proiect de lege, măriri salariale pentru parlamentari și primari. Cuți kilometrice la Vama Borș din cauza reglementărilor Uniunii Europene. Constructorul Auto Jeep a dezvăluit noul Grand Cherokee. Află totul de la Digi Matinal. Actualitatea la prima oră.
I assumed you'd be working by now. Congratulations, you're hired. What am I going to be driving? He says, dry cleaning what? Girls. Toate slujbele au beneficii și riscuri. Tura de noapte, mâine la 20 pe Digifilm. A ales preoția de tânăr după ce tatăl i-a fost ucis de către torționarii comuniști. De 25 de ani, Boite Ciobo a salvat peste 5.000 de copii abandonați. Călugăr franciscan, cetățean european, spirit ecumenic, ne transmite credința că lumina e în oameni. Marți, la Digi24. Adevărul este normalitate. El îmi dă încredere, valoare și puterea de a merge mai departe. La fel în societate. O societate care spune adevărul, o societate care are încredere în adevăr, crede în ea însăși și poate construi. Bună seara tuturor, să vedem mai întâi principalele știri. Europa de Est pierde.